Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronică. În acest video vreau să vă explic sau să vă arăt o metodă cum puteți să învățați sau să descoperiți singur cum funcționează un anumit circuit. Am cunoscut foarte mulți, să spunem așa, profesioniști în electronică, care cu toate că aveau cunoștințe teoretice foarte bune, da? Nu erau în stare să explice unui puș de 14-15 ani cum funcționează un tranzistor. Da? De aceea, dacă nu înțelegeți ceea ce găsiți într-o carte sau într-o revistă, da? Despre un anumit circuit sau despre o anumită componentă sau despre ceva legat de electrotehnică, da? Asta nu înseamnă că nu puteți învăța sau dacă vedeți acele pagini pline cu formule matematice, asta nu înseamnă că trebuie să vă speriați, ci trebuie să vă luați timp și să studiați încet, cu pași mărunți, ceea ce nu înțelegeți. Da? Nu vă aruncați niciodată la chestii foarte complicate. Începeți cu chestii simple și pe parcurs intrați tot mai mult în materie. În acest video vreau să vă arăt o metodă cum ați putea încerca să descoperiți singur cum funcționează un anumit circuit. În acest video voi vă explica altfel, fără formule matematice, fără să intrăm prea mult în teorie, cum funcționează un ridicător de tensiune. Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronică. În acest video vreau să vă povestesc câteva lucruri despre înalta tensiune. De mic copil am fost pasionat de înalta tensiune și totul a început de la un simplu experiment. Cred că eram în clasa 9 la liceu și maestru ne făcuse un mic convertor de tensiune, un ridicător de tensiune cu un tranzistor, l-a alimentat de la o baterie de 9V și la celălalt capăt al ridicătorului aveam o tensiune foarte mare, puteam să aprindem un leon. Și m-a fascinat chestia asta. Eram puști, bineînțeles nu am înțeles cum funcționează și am realizat și eu acel montaj, dar bineînțeles așa pe de rost, cum arăta maestru, n-am înțeles ce și cum, îmi explica el ce putea și el, dar totuși nu am înțeles cum, adică să alimentez un montaj cu o baterie de 9V și în celălalt capăt să am o tensiune de 1000V. Cum este posibil așa ceva, da? Aici avem curent continuu, iar la ieșirea montajului avem curent alternativ. Și mă întrebam, cum este posibil așa ceva? Aveam de obicei un montaj mic, un tranzistor 2N3055, un transformator ca acesta sau toroidal sau depinde în funcție de schemă și aveam o tensiune mare. Eram fascinat și bineînțeles făceam multe glume, da? Mai corentam un coleg, mai cum face orice tânăr, da? Apoi, după ceva timp, am descoperit o schemă în Technium, unde am realizat o tensiune și mai mare cu acel montaj și cu un transformator și mai mic. Da? Aveam un transformator ca acesta, de exemplu. Și mai mic. Bineînțeles, am pus componentele exact ca în schemă, a funcționat, dar tot n-am înțeles, cu toate că am citit, cum funcționează, ce se întâmplă. Erau într-adevăr foarte multe cuvinte tehnice pe care, sincer să fiu, nu le înțelegeam la acea vreme. Și asta vreau să vă explic și vouă, să vă explic cu alte cuvinte cum este posibil ca dintr-o baterie de 9V sau chiar o baterie de 1,5V să obținem o tensiune foarte mare. Da? Acum, probabil vă întrebați, poți să faci acolo câteva arcuri electrice, te joci un pic, mai curentezi un cățel, o pisică, un coleg,
faci câteva glume proaste, dar mare lucru nu prea poți să faci cu înaltă tensiune. Ei bine, nu este chiar așa. Înaltă tensiune o întâlnim în foarte multe aparate electrice. Da? De exemplu, înaltă tensiune găsim și într-un aparat foto. Da? De exemplu, am aici un aparat foto vechi, l-am stricat, iar blițul aparatului, ca să se aprindă, are nevoie de tensiune de 2600 de volți. Da? Iar dacă mă uit pe baterie, pe bateria aparatului, scrie că am o tensiune de 3,6 volți, curent continuu. Cum este posibil să obțin 2000 și ceva de volți, da? Iar înăuntru este o mică bobină, da? Cum e posibil ca acea bobină să scoată o tensiune așa mare? Interesant, nu? Aici un alt montaj care vi l-am mai prezentat, da? Îl alimentez cu 12 volți și aici am până la 45.000 de volți. Iar dacă măresc acest multiplicator de tensiune de care am să vă povestesc imediat, o să obțin o tensiune și mai mare. Și vedeți, aici am un transformator. Cum e și ăsta, numai că la o dimensiune mult mai mică. E bine, cum este posibil așa ceva? Acum te gândești, ca începător, vrei să experimentezi, da? Mă, luăm un transformator, luăm o baterie, de exemplu, iau acest transformator toroid, da? Este mai micuț și luăm o baterie de, asta este o baterie de 9 V, și o punem, alimentăm transformatorul, voi conecta aparatul de măsură la celelalte capete, să vedem dacă apare ceva pe aparatul de măsură. Cum este posibil? Transformatorul face chestia asta, să mărească tensiunea? Sau mai există vreun trick, nu? Hai să vedem cum aflăm noi chestia asta. Am conectat aici doi crocodili la aparatul de măsură. Pun aici pe curent. Pe ce punem? Pe curent alternativ sau pe curent continuu? Aici am curent continuu, da? Teoretic, ar trebui să am și aici tot curent continuu. Punem pe curent continuu, da? Atunci, conectăm de fapt aici. Conectăm un fir aici. Iar să vedem dacă ne arată aparatul ceva. Și aici alimentez transformatorul cu această baterie. Da? Prindem becul pe aparatul de măsură. Și să vedem, se întâmplă ceva? Nu se întâmplă nimic. Apare ceva acolo, dar dispare. 0 V. Interesant, nu? Mă, cum funcționează chestia asta? Și în aparatul de fotografie tot o baterie avem. Încă mai micuță, da? Iar blitzul ăsta are nevoie, gazul din această lampă are nevoie de o tensiune foarte mare care să se aprinde. Hai să mai facem un experiment. Să vedeți voi cum, cu pași încet, cum ajungem să obținem mii de volți sau chiar zeci de mii de volți. Luăm aparatul de măsură, nu ne ajută, da? Hai să conectăm oscilloscopul. Conectăm aici o sondă oscilloscopului și punem acum zoom-ul pe oscilloscop, focusul. Voi alimenta transformatorul. Și nu se întâmplă nimic, nu avem nimic. Absolut nimic. E bine, fiți atenți acum. Dacă iau firele, numai un fir de pe baterie,
Apare ceva acolo, da? Deci asta înseamnă că din primarul transformatorului se duce o tensiune în secundar. Dar de ce nu apare tot timpul? Hai să mai încercăm o dată, da? Punem o dată, apare ceva și când iau firul, apare ceva mai tare. Acum ce te gândești tu? Deci când iau firul de pe baterie, apare o tensiune aici. Ia să repet chestia asta de mai multe ori, da? Și facem așa. Ne jucăm cu firul ăsta. Opa! Apare tensiune mare acolo. Ha! Hai să punem aici mai mulți volți pe diviziune și să vedem ce tensiune apare acolo. Am pus 20 de volți pe diviziune. Asta înseamnă că un pătrat de ăsta aici are 20 de volți. Asta înseamnă că avem aici 20, 40, 60, 80. Bun, și hai să vedem acum. Opa! Avem acolo chiar aproape 3 pătrate. Asta e o tensiune foarte periculoasă. Și după cum se vede, pare a fi un fel de curent alternativ. Nu e o sinusoidă perfectă, dar ceva ne-a apărut, nu? Hai să punem triggerul să ne capteze aici ceva, da? Ridicăm un pic, să vedem dacă trece de două pătrate. Dar merge numai în minus. Partea negativă, atunci mergem cu triggerul în partea cealaltă. Punem trigger level la minus 40 de volți. 40 de volți. Ce o fi oare, nu? Vreți să aflați? Da, bun, rămâneți cu mine în acest video și vom vorbi despre oscilatorul cu autoblocare. Vreau să fiți foarte atenți, pentru că o să vă dați singur seama cum producem tensiune mare. Fiți atenți, da? N-am să intru în detalii teoretice complicate, ci pornim cu pași mărunți, da? Fiți atenți. Prima dată, să ne gândim ce am reușit să facem până acum. Deci, avem un transformator și o baterie. Dacă alimentez transformatorul de la baterie, la ieșirea transformatorului nu vom avea nicio tensiune, ceea ce este și normal. Totuși, dacă ne jucăm cu firele pe baterie, adică oprim alimentarea transformatorului și o pornim și repetăm acest ciclu de câteva ori, pornit, oprit, pornit, oprit și așa mai departe, la ieșirea transformatorului avem niște impulsuri de tensiune. Ați văzut pe osciloscop, apar acolo niște semnale, da? Aia înseamnă că acolo avem o tensiune care, ați văzut, atinge chiar câțiva zeci de volți. Acest lucru ne pune un pic pe gânduri, da? Fiți atenți! Dacă ne întoarcem un pic la electrotehnică, ne aducem aminte din școală, da? Care a fost prin școală. Când am auzit sau am învățat despre transformator, știm că acesta poate ridica sau coborâ tensiuni alternative. Pentru aceasta este folosit transformator. Deci, este normal dacă alimentăm un transformator de la o baterie să nu obținem nimic, deoarece bateria livrează o tensiune continuă. Dar de ce apar acele impulsuri când întrerupem alimentarea și iar o pornim? E bine, hai să analizăm mai exact ce se întâmplă în acel moment când noi oprim alimentarea și o pornim. Am aici această baterie, da? Voi conecta sonda osciloscopului, crocodilul,
pe minus și celălalt capăt pe plus, da? Și acum ne uităm pe ecranul osciloscopului. Când pun sonda osciloscopului pe plus, linia care îmi indică tensiunea se ridică în sus, da? Am aici o tensiune de 5 volți pe diviziune, asta înseamnă că avem acolo aproximativ 9 volți. Avem un pătrat și încă un pic din al doilea, da? Dacă iau sonda de pe baterie, tensiunea pică înapoi la 0, da? Dacă repet acest ciclu, avem tot timpul, linia este jos, linia este sus, da? Întrerupem alimentarea, o oprim, da? Deci acum este on, off, on, off, on, off. Acum, dacă repetăm acest on, off mai rapid, se va întâmpla ceva. Vedeți, acolo apar niște... apare ca un semnal ciudat, da? Pentru a viziona mai bine exact ce se întâmplă, voi schimba timpul pe diviziune. Punem undeva pe la 500 de milisecunde. Și acum repet același lucru, și anume on-off, on-off, de mai multe ori. Ceva interesant acolo, nu? Apare cunoscut semnalul ăsta. Chiar să punem un pic mai... ...200 de milisecunde, da? E ca și cum am vedea acest on-off în slow motion, da? În reluare. On-off, 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 on-off. E bine, semnalul vă este cunoscut? La mine pe canal probabil ați văzut deja că m-am jucat cu astfel de semnale, da? Deci avem un semnal aici pătrat. Acesta este un semnal nesinusoidal, la care amplitudinea alternează la o frecvență constantă, într-o valoare minimă și o valoare maximă. De exemplu, aici avem 0 volți și aici avem aproximativ 9 volți. Cu alte cuvinte, aceste semnale pătrate sunt ca niște impulsuri. Nu voi intra acum în detalii, deoarece, după cum am spus, la mine pe canal mai sunt și alte materiale despre aceasta. Iar aici este perioada cât este on și aici este perioada cât este off. Acum ne gândim, deci transformatorului îi place un astfel de semnal. E bine, eu am un generator de semnal care produce astfel de semnale. Hai să vedem ce se întâmplă dacă introduc un astfel de semnal în transformator. Avem un semnal, un square, și asta și face, și punem, alegem o frecvență, hai să vedem de cât o punem, punem o frecvență micuță, de 10 Hz, da? Conectez firele de la generator la transformator. Activez generatorul de semnal și astfel ne uităm pe osciloscop. Se întâmplă ceva? Nu se întâmplă nimic. Am aici o amplitudine de 5 V și o frecvență de 10 Hz. Totuși, la baterie, când se întâmpla ceva. Da? Hai să mărim frecvența. Nu se întâmplă nimic, absolut nimic. Sunt la 1 kHz aici. De ce nu se întâmplă? Hai să punem
100 de kHz. Absolut nimic. Semnalul este curat. Firele sunt conectate. Ceva nu e bine. Bine, punem aici din nou bateria. Și, bineînțeles, avem aici o frecvență mult mai mică acum. Pentru că voi atinge numai un pic. Hop! Și apare acolo ceva. Ce fac aici e o frecvență, știu, de nu știu câțiva herți pe el. Ah, foarte mică. Fiți atenți, mai încercăm încă o dată cu generatorul de semnal, da? Am aici firele de la generator. Am aici un transformator de rețea, vedeți? Deci nu e un transformator ceva special pentru convertoare de tensiune, pentru ridicătoare de tensiune, e un transformator toroidal 2,18 V, deci nu e ceva deosebit. Eu vreau doar să vă arăt că principiul de funcționare și la urmă o să trecem și la transformatorul corect pentru ridicătorul de tensiune, da? Fiți atenți! Voi încerca încă o dată. Voi pune o dată în primar și o dată în secundar ceea ce vine din generatorul de semnal, da? Punem pe square, punem aici o frecvență de, eu știu, de 1 kHz și avem aici o amplitudine de 9 V, da? Asta oricum nu este important acum. Punem firele de la generatorul de semnal pe primarul transformatorului, luăm sonda osciloscopului și o punem pe secundar. O punem o dată aici, o dată aici și ne uităm pe osciloscop. Acum pornesc generatorul de semnal și vedeți absolut nimic. Semnalul este curat, da? Acum, în fine, oricum am pune, putem să ne mai jucăm cu amplitudinea. Se întâmplă ceva acolo, dar semnalul este foarte slab, da? Orice am face, orice cum am pune. Acum, în fine, oricum am face, nu prea avem acolo ceva tensiune pe osciloscop din transformator. Ceva este, dar foarte mică. Am pregătit aici un tranzistor și anume un 2000 2N3055, binecunoscutul tranzistor, știți voi care, da? Bun, și am pus aici un limitator de tensiune pe bază, nimic deosebit, da? Voi conecta jucăria la generatorul de semnal, voi alimenta acest mic amplificator cu tensiune. Și acum pe colectorul tranzistorului punem transformatorul. O dată aici. Bun, iar acum voi conecta din nou, punem aici vreo 5 V pe diviziune, 10, 10 V ajunge. Voi porni generatorul. Voi pune prima dată o frecvență de 1 Hz. Da, am pus amplitudine, pardon, nu, ăsta ieșim afară. Lăsăm amplitudine 7 V și punem o frecvență de 1 Hz aici. Conectez transformatorul la sonda osciloscopului și ne uităm acum pe ecranul
osciloscopului și vedem acolo ceva, da? E numai o frecvență de 1 Hz. Și vedeți, crește, scade, crește, scade, da? Vedeți, când odată sus, când odată jos, nu? Hai să mărim încet, încet frecvența. Și totuși, vedeți, acum semnalul este totuși mult mai clar cu tranzistorul, da? Hai să mărim frecvența. Oho, avem acolo semnal ca lumea, nu glumă. Bineînțeles, este... are o formă mai ciudată, dar asta este normal. În fine, vedeți, acum avem ceva mult mai... mult mai clar acolo, nu? Deci ce știm acum? A trebuit în circuitul nostru ridicător de tensiune să introducem și un tranzistor. Totuși, o tensiune mare nu avem, da? Este o tensiune destul de mică, da? Bine, asta are legătură acum cu transformatorul, asta e altă chestie, dar revenim și la asta, da? Bun, acum să ne mutăm înapoi la computer. E bine, am reușit ceva până acum. Bineînțeles, transformatorul nu este cel potrivit, asta știu, sunt de acord. Dar totuși am avut un semnal destul de clar pe osciloscop. Deci, în principiu, dacă introducem un semnal nesinusoidal, acolo, la intrarea transformatorului, pe cealaltă bobină o să avem o tensiune, da? Deci ceva e ok până acum. Nu e bun, nu funcționează cum ar trebui, nu vedem arcuri electrice, nimic, dar totuși e ceva, da? Am ajuns destul de departe. Acum te gândești, probabil va trebui să construim un generator de semnal nesinusoidal care face acest semnal pătrat și apoi să ne ocupăm de transformator și să aflăm numărul de spire corect, să, în fine. Dar dacă ne uităm în alte ridicătoare de tensiune, de exemplu acele ridicătoare de tensiune care se folosesc la prinderea neoanelor, da? Avem de obicei acolo doar un tranzistor, un transformator și probabil câteva rezistențe. Nu? Nu să vedem schemă că ar fi ceva, știu, un generator, de exemplu cu 555 putem să creăm un generator micus cu care să ne creăm semnalul nostru, da? Cum facem chestia asta, da? Și aici vreau să ajung acum, da? Și să vă prezint oscilatorul cu autoblocare, da? Pe engleză se numește blocking oscillator, da? Bun, fiți atenți. Vom realiza schema cu ceea ce avem până acum. Știm că avem nevoie de un transformator, de ceva rezistențe și, bineînțeles, transformatorul nostru, da? Voi pune aici două rezistențe, prima dată. Voi lua așa o valoare la întâmplare, nu are importanță acum. Punem una aici, mai punem una aici. Și voi șterge valoarea și numărul nu are relevanță acum. Deocamdată trebuie să ne gândim cum facem, da? O punem aici, avem aici un plus, un minus, facem aici un divizor de tensiune, da? Tragem un fir de aici, aici. Și tragem și un fir aici. Bun. Ce mai avem nevoie? Mai luăm și tranzistorul, da? Punem și aici un tranzistor. Hai să luăm chiar 2N3055. Bun, bun, bun. Hai să luăm și pe ăsta. Îl punem și pe ăsta aici. Tragem și aici un fir. Tragem un fir aici. Și un fir aici.
Da, polarizăm baza tranzistorului. Bun, și aici va trebui să punem transformatorul nostru. E bine, dacă v-ați juca cu acele convertoare de tensiune, acele ridicătoare de tensiune, da, pe care le întâlnim în foarte multe aparate. Le găsim și în televizoare, le găsim și în acele ridicătoare de tensiune pentru diferite lămpi cu neon, blitzuri. Sunt foarte multe aplicații. În următorul video o să revenim cu aplicații unde se folosește în altă tensiune. O să găsim un transformator care are mai multe înfășurări, da? Cam așa arată, da? Are una, două, trei înfășurări, da? Și el este legat în felul următor, da? Punem pe aici pe undeva. Voi întrerupe acest fir deocamdată aici. Și este legat în felul următor. Din bază de aici vine un fir într-o înfășurare a transformatorului, înfășurarea de feedback, iar celălalt capăt duce în acest divizor de tensiune aici. Bobina transformatorului, numită primar aici, are un capăt care duce la alimentare, la plus, iar celălalt capăt duce în colector. De fapt, să facem așa frumos. Așa, da? Dăm un click aici și o vedem așa în full screen, da? Și aici, bineînțeles, cred că sunt sigur că v-ați dat seama, aici o să avem înalta tensiune, da? Dar cum funcționează chestia asta? Fiți atenți! Pentru a înțelege cum funcționează acest circuit, și nu numai acest circuit, și alte circuite, vă dau un tip. Cel mai bine este să aveți schema pe hârtie și să vă desenați, să trasați cu un marker pe circuit ceea ce se întâmplă când alimentăm montajul, da? Acum să ne gândim așa exact ca un copil tânăr, așa fără experiență, să gândim logic. Ce gândești tu că se întâmplă când alimentăm acest montaj, da? Dacă am luat un marker și am trasat aici o linie, da? Să spunem că alimentăm acum montajul cu tensiunea de 12 V, da? Și dacă mergem pe acest traseu, duce în această bobină și apoi se duce în colectorul tranzistorului. Ceea ce nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă nimic, deoarece tranzistorul este stins, da? Tranzistorul trebuie polarizat întâi, trebuie să-l deschidem, da? Trebuie să-l punem în conducție, să-l facem on, da? Bun, deci, bă, acum, bineînțeles, trebuie să și știi cum funcționează un tranzistor, da? Bun, mergem pe cealaltă cale. Calea asta nu aduce nimic acum, da? Mergem pe traseul ăsta. Dacă am pornit acum montajul, tensiunea de 12 V va alimenta acest divizor de tensiune format din aceste două rezistențe și astfel tensiunea trece prin el 1 și prin această înfășurare numită feedback, înfășurare de feedback sau reacție și ajunge la tranzistor pe bază. Iar tranzistorul intră în saturație, deci tranzistorul este on, apare tensiune pozitivă pe bază și el pornește. Dacă tranzistorul este on, atunci un curent mare va curge în bobina numită primară. Și vedeți, fiți atenți, bobina este legată la colectorul tranzistorului. Deci este și normal ca acolo să avem apoi un curent foarte mare. Odată ce avem un curent care curge în această bobină, în bobina transformatorului numită secundar va apărea o tensiune foarte mare. Această bobină având de asemenea și un număr de spire foarte mare. Și acesta este și principiul de funcționare a transformatorului. Intră o tensiune în primar, în secundar vom avea altă tensiune. Și bineînțeles, asta este în funcție de numărul de spire. Da? Asta o știți și voi. Bun. Odată ce avem o tensiune mare aici, o altă tensiune indusă apare la capetele bobinei de feedback care are o polaritate inversă. Și astfel apare acum un potențial la baza tranzistorului
apare un potențial negativ la baza tranzistorului și, bineînțeles, tranzistorul se blochează. Dacă el primește un minus aici, s-a blocat, el are nevoie de un plus acolo, da? Și acum este partea interesantă. Când curentul este întrerupt brusc, înfășurarea primară produce un impuls. Iar blocarea tranzistorului nu durează mult, deoarece acest impuls induce o altă tensiune pozitivă pe bază, ceea ce face din nou ca tranzistorul să intre în conducție. Da? Și astfel se creează un ciclu de funcționare la o frecvență mai mult sau mai puțin constantă, care poate depinde de temperatură, de tensiune, de alimentare și alți factori. Da? Și așa avem acest ciclu de funcționare. Tranzistorul pornește, se oprește, pornește, se oprește, pornește, se oprește. Și, bineînțeles, aici există o frecvență care poate fi de 20, de 30 de kHz și vă dați seama cât de rapid el se pornește și se stinge și datorită acestui efect și numărul de spire din secundar, avem în secundar o tensiune foarte, foarte, foarte mare. Da? Ei bine, cam atât a fost în acest video. În alt video vom continua, vom vorbi despre transformator, cum se calculează transformatorul și multe alte chestii interesante. Aici am exact montajul care vi l-am prezentat, schema care vi l-am prezentat. Aici mai este în plus acest multiplicator de tensiune care redresează și mărește tensiunea mai departe. Tensiunea care iasă din transformator, aici este tranzistorul, este realizat cu un IGBT, transformatorul, iar în rest piesele astea de aici, condensatorul și diodele, sunt doar multiplicatorul de tensiune, iar despre multiplicator facem o lecție separată, da? Și cam atât a fost. Ne auzim în următorul video.